Gabriel Ursan, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem un scurt tut tutorial de utilizare Zoom. Zoom este o aplicație de apeluri video, de conferință video, similar Google Hangout, similar Google Meet, similar Skype, mult mai fiabilă din punctul meu de vedere, pentru că este o platformă gândită exclusiv pentru lucrul acesta și este o platformă care funcționează inclusiv foarte bine pe conexiuni de internet mai lente singurul dezavantaj al acestei platforme este că aceasta are posibilitatea să fie per meeting, per întâlnire. În varianta free este doar 40 de minute. În schimb poate găzdui până la 100 de participanți, deci este ideală pentru clase, pentru elevi, pentru cursuri și așa mai departe. Și după cele 40 de minute, de obicei pe cei care îi știu eu Întrerupie ca și cum ar fi o oră de curs de 40 de minute. La 40 de minute toată lumea iese, și apoi se creează o nouă întâlnire, și se continuă încă 40 de minute și încă 40 de minute. Bun. Primul lucru pe care fiecare persoană trebuie să-l facă este să se înscrie. De asemenea, dacă nu aveți posibilitatea să vă înscrieți, este ok. Zoom funcționează și prin sistem de telefon, în schimb vă va trebui aplicația, adică nu este necesar să aveți neapărat laptop sau tabletă, ci pur și simplu și pe telefon puteți asculta lecții sau ce prezentare se ține și așa mai departe. Deci, primul lucru este să vă înregistrați dacă nu aveți deja cont și vă puneți aici data de naștere ca să vadă dacă sunteți minor sau nu. Recomand să se înregistreze pe conturi de adulți, pe conturile părinților ca să fie toate opțiunile bifate. După ce se face sign up, după ce se face înscrierea, veți primi un e-mail de confirmare a înscrierii și după ce confirmați adresa de e-mail, veți putea folosi Zoom și veți putea descărca aplicația lor, fie pe smartphone, fie pe tabletă, iOS sau Android fie pe smartphone, iOS sau Android, fie pe uh, laptop, uh, fie MacOS, fie uh, Windows, cum majoritatea dintre noi uh, uh, au. Uh, apoi se instalează aplicația Zoom.us, aplicația cam așa arată, după ce vă autentificați în ea, aveți aceste opțiuni. Aceste opțiuni sunt, New Meeting înseamnă o întâlnire nouă, de obicei profesorul, folosește această opțiune de New Meeting și pur și simplu apasă pe ea. În schimb, de aici din săgeată se poate bifa și alte, alte opțiuni. Da? Pentru că odată ce ai un user, ai și un Personal Meeting ID care de fiecare dată, acest ID este unic, nu se autogenerează ca la Google Meet, spre exemplu, întotdeauna este altul și lumea nu știe care este linkul. Și de aici e mult mai simplu să se folosească. Dar nu complicăm, deci profesorul apasă pe New Meeting. În calitate de părinte sau elev sau participant la curs se apasă Join da? și pe Join aici se introduce acel Meeting ID pe care profesorul îl dă sau Personal Link Name. Aici se introduce numele care dorești să-ți apară, Uh, și aici ai două opțiuni, Don't connect to audio și Turn off my video. Nu este cazul, cel puțin uh, în cazul claselor bănuiesc că toată lumea dorește să se audă și să se vadă. Și aici se introduce Meeting ID și se așteaptă. Mai departe de restul se ocupă profesorul. Un lucru foarte important pe care îl precizez legat de succesul acestor întâlniri, pentru că noi la, la serviciu facem săptămâna astfel de întâlniri și în afara țării, și în țară, și am foarte multă experiență în zona asta. Cel mai bine este atunci când sunt foarte multe persoane, toată lumea să-și să închidă microfonul, să vorbească profesorul, cel care conduce discuția și pe rând fiecare fiecare elev și foarte important să nu uitați că dacă v-ați închis microfonul sau dacă v-ați deschis microfonul să știți că se aude ce este pe fundal adică să nu se ajungă la situații jenante. Aici are și există opțiunea să se înceapă conferința meeting să se înceapă direct cu un share screen asta înseamnă că share screen înseamnă că putem să facem prezentări că putem să facem tot felul de lucruri de acestea, dacă avem un PowerPoint și așa mai departe și iarăși putem să spunem dacă vrem să dăm share și la sunetul computerului. Spre exemplu, dacă prezentarea include vreun sonor sau include ceva de genul ăsta. De aici, de la Shadow, putem programa o întâlnire și putem să zicem întâlnire zilnică cu clasa. Și spunem pe data de 28 de la ora 10 la ora 11, de fapt îmi spune că nu am voie decât 40 de minute, deci va trebui să pun 10-40 și cam asta e. Apoi o bifez și spun că este întâlnire recurentă, da? asta înseamnă că um, o, o pun ca întâlnire. Aici sunt setări de profesor, nu știu cât de mult interesează pe părinți aceste setări. O pot pune um, ca întâlnire recurentă și pot să folosesc aici Personal Meeting ID ca întotdeauna să fie același. Și Require Meeting Password e, pot să cer o parolă și pot să pun de exemplu parola școala și atât ca să nu mai stea toată lumea cu 2X, cap și așa mai departe că nu vorbim acum informații super mega clasificate să zicem că nu trebuie să ne audă. Apoi la Video Host punem ON participanți on, pentru că dorim participanți, și audio, lăsăm și telefon și computer audio, pentru că nu se știe. Poate cineva nu are aplicația Zoom sau poate cineva, nu știu, este la volan, poate nu e cazul acum că stăm mai mult pe acasă, dar poate inclusiv să se conecteze astfel. Iar la calendar, majoritatea persoanelor folosesc Google, Google Calendar. Un alt lucru pe care aș bifa eu aici la Advanced Options, aș da Mute Participants on Entry, ca atunci când intră toată lumea să nu fie hărmălaia aceea și sunetele alea de eco plus că lățimea de bandă e foarte solicitată atunci când se transmite sunet în, în rețea. Și iarăși am opți opțiunea să înregistrez dacă doresc fiecare întâlnire, nu știu dacă e un curs sau dacă e o chestie care mai apoi avem nevoie de ea ca referință, o putem înregistra fără niciun fel de, de problemă. Și îi dăm schedule, adică îi dăm programare o programăm. Da? După aceea, după ce o programăm, automat va trebui să o băgăm în calendar. Asta, mă rog, este o opțiune, puteți să... Și astfel va fi în fiecare zi recurent această întâlnire în perioada respectivă de timp. Dar, acum haideți să vedem varianta simplă. Deci am intrat în Zoom, sunt profesor, sunt participant, apăs Join, dau meeting ID or personal link name, asta o să-mi ofere, să -mi ofere profesorul sau cel care ține întâlnirea. Aici pot să schimb numele, spre exemplu dacă este vorba despre fica mea care se conectează la școală, chiar dacă este profilul meu de Zoom, o să-i scriu numele ei ca să folosească numele ei. Deci asta trebuie să facă părintele, tot ce să facă, să-și facă cont pe Zoom, să-și confirme contul pe Zoom pe adresa de e-mail, să-și instaleze aplicația Zoom pe tabletă, laptop, computer, ce, ce are și să aștepte instrucțiuni de la profesor. Iar profesorul trebuie să apese aici New Meeting. Eu aș folosi Use My Personal Meeting ID. Și dau un new meeting. Acum să-mi scuzați tunsoarea de uh, carantină, dar uh, mai mult uh, nu avem ce face acasă. Uh, avem în felul următor, ca și opțiuni. În momentul de față profesorul s-a conectat, are posibilitatea să dea mai departe, uh, să, să invite persoane. Dar înainte de a invita persoane vreau să vă arăt aici uh, că ce opțiuni are profesorul. Profesorul are opțiunea de a da share screen și are opțiunea de a alege desktopul share screen, dar are și opțiunea whiteboard și nu o să ne băgăm în celelalte opțiuni. Whiteboard înseamnă inclusiv că poate desena ca la tablă, adică poate să facă diverse chestii de genul acesta da? și să le, să le facă. Le poate salva notițele, le poate șterge, poate șterge tabla, poate desena din nou, și poate să se folosească de acest whiteboard fără niciun fel de, de, problemă. În ceea ce privește participanții, se dă click pe participanți, aici se vede gestiunea fiecărui participant, e mult mai simplu pentru profesor să facă chestia asta, vede fiecare inclusiv ce, dacă are microfonul activat sau nu, poate să controleze și să dea mut la cine nu știe, adică dacă, spre exemplu, elevul nu știe sau și-a deschis microfonul din greșeală, poate să gestioneze de aici profesorul sau cel care conduce întâlnirea. Apoi se dă invite și în momentul în care se dă invite, fie din lista de contacte care în momentul de față nu, nu există, fie prin e-mail, adică se poate trimite un e-mail fiecare, sau cel mai simplu este copiurele și se dă copii iar acest URL cu alături de parola școala se ia frumos și se trimite prin e-mail sau pe WhatsApp, cum se, cum se, procedează de obicei și se pune pe WhatsApp. Și toată lumea care dă click pe linkul ăsta, iată, se va conecta la la întâlnire. Iată că m-a dus direct pe întâlnire, dar la părinți o să apară aici. Dacă nu apare nimic din browser, te rog, descarcă și rulează Zoom. Pentru că pe Google Chrome inclusiv funcționează Zoom și fără să îl descarci, fără să îl instalezi ca și aplicație. Totuși, recomandarea mea este că dacă aveți timp, instalați-vă aplicația Zoom pentru că funcționează mult mai bine. Și asta e tot, inclusiv se pot pune reacții, dacă cineva a zis ceva bine, se poate bate din palme, se pot da like-uri, iarăși se poate face chat aici, adică se poate scrie gen dă mai încet microfonul sau închide-l sau etică, da? Și în momentul în care, să zicem, vrea cineva să dea stop la video, se poate da stop la video și apare doar poza de profil, se poate da mut la microfon, mă rog, asta este pentru profesor în cazul de față și cam asta ar fi. Iar la final este end meeting. Și cam asta e, sper să ajute, dacă nu funcționează, știu că majoritatea profesorilor și elevilor din România folosesc Google Meet, este foarte simplu și el, dar de obicei Google Meet, Skype, din propria mea experiență folosesc mai multă lățime de bandă și deja când ai o discuție cu mai mult de 6-8 persoane simultan se simte, oricât de bun ar fi internetul, sunt probleme, apar probleme, ba de sunet, ba nu se vede imaginea. Cu Zoom mi s-a părut cel mai stabil. Singura chestie cu Zoom este că trebuie să fim eficienți, și în 40 de minute să terminăm cum ar veni ora. Dar nu e nicio problemă. Îi dăm end meeting și apoi din nou începem o altă întâlnire. Dăm pentru ora 2 teoretic dăm a doua întâlnire. Ca să nu plătim. Da? Pentru cei care își permit poate să-și cumpere și planul gratuit. Sper că a fost de ajutor. Dacă aveți întrebări nu ezitați să mă contactați, să-mi lăsați un comentariu. Mulțumesc tare mult!